Direcția de evidență a persoanelor Craiova în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din data de 5 iunie a dispus eliberarea cărților de identitate și în zilele de sâmbătă până la data alegerilor. Cererea pentru obținerea actului de identitate trebuie însoțită de următoarele documente. Certificatul de naștere și, după caz, cel de căsătorie ori hotărârea de divorț definitivă. Certificatul de deces al soțului sau soției în cazul persoanelor văduve. Actul pentru spațiu de locuit, chitanța reprezentând contravaloarea actului de identitate și contravaloarea taxei de timbru extrajudiciar. În cazul în care solicitanții nu pot prezenta unul din documentele de stare civilă sau nu pot face dovada unei adrese de domiciliu, acestora li se vor vor elibera cărți de identitate provizorii cu valabilitate de maximum un an.